Bun găsit, dragii noștri! În această ediție vă vom invita, cu mic cu mare, într-o călătorie pe meleagurile buzoiene. Ionuț Păun este un aventurier care cutreieră munții în lung și în lat și care ne va arăta cum să ne comportăm atunci când plecăm la drumeții în inima munților. A călătorit în cel puțin 10 țări, a făcut turul României de 3 ori și într-un final și-a dat seama că cel mai bine este acasă. Câteva din tehnicile de supraviețuire pe care le folosește în drumețiile sale, ni le-a arătat și nouă. Încă de dimineață am pornit spre Gura Teghii, mai precis în satul Varlam, unde Ionuț, ghidul nostru, ne-a arătat cum putem colecta seva unui mesteacăn, care este de altfel și o sursă de sănătate. Traseul nostru a continuat apoi de-a lungul râului Bâsca Mică până la cascada Secuiu. Aici Ionuț ne-a făcut o demonstrație de traversare a unui râu adânc în perioada rece a anului. Însă, de departe, cel mai interesant a fost momentul în care noi, ambițioși, ne-am avântat spre monumentul Frăția Neamului Românesc prin zăpada adâncă și urme de animale sălbatice. Așadar, vă invităm într-o aventură, unde natura face legea, iar Ionuț ne va fi ghid. Înainte de aceasta, trebuie să mulțumim colegilor noștri, iar pentru aspectul meu de astăzi, trebuie să-i mulțumesc lui Elena Izabela Vlad. Am găsit Ionuț. Bine v-am găsit. Bine ai venit în studioul nostru. Mulțumesc pentru invitație. Cum te simți? Eu mă simt minunat, având în vedere că zilele acestea am petrecut câteva clipe de neuitat într-un ținut mirific, pot spune. Natura ne oferă atâtea frumuseți și atâtea posibilități de a ne bucura, iar noi ne podmolim aici în oraș. Ionuț, invităm buzoienii în natură, nu este așa? Desigur, acest lucru încerc să-l fac, să prezint ținutul Buzăului, locurile pe care le avem atât de aproape de orașul nostru și care sunt frumoase, locuri care sunt și mai puțin cunoscute, dar totuși merită vizitate. Vrem să te cunoaștem. Vrem să te cunoaștem și vrem să ne povestești despre tine. Am 39 de ani, sunt din municipiul Buzău. Dragostea pe care eu o am față de natură provine din copilărie. Mi-aduc aminte cu plăcere momentele pe care eu le-am petrecut la bunici. Mai toate vacanțele de vară le petreceam acolo. În județul nostru, în Buzău, dar și în Ardeal, unde bunicul meu lucra ca maestru sondor, mai exact în comuna Tomnatic, este foarte aproape de Alești, unde sunt foarte multe puncte turistice, iar
Dimineața eu reușeam cumva să mă smulg din căsuța aceea și să fug pe dealurile înverzite, unde se auzeau păsările, unde se vedeau brazi înalți. Deci de aici provine toată dragostea pe care o port față de natură, pe drumețile care îmi place să le fac. Deci pasiunea ta are rădăcini adânci în copilărie. Desigur. Eu știu că ai două fetițe frumoase. Mulțumesc. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Și să-ți aducă bucurii. O să le îndemni și pe ele să meargă în natură, bănuiesc, nu? Desigur, fetița cea mare chiar am luat-o cu mine în natură. Pe trasee turistice care nu sunt periculoase, sunt accesibile oricui. Un loc, cum să spun, un loc frumos, un loc plăcut, unde nu sunt pericole, unde, după cum se poate vedea, mie îmi plac cascadele foarte mult, brazii, și voi încerca să le îndemn și pe ele să iubească natura. Ionuț, noi am văzut clipurile tale de pe canalul tău de YouTube. Sunt foarte explicite, foarte în detaliu. Ce n-am menționat noi, Adrian, este faptul că în satul Varlam noi ne uitam așa, vai ce frumos e la munte, vai ce stâncă frumoasă, vai ce cer senin. Și îl văd la un moment dat pe Ionut, băiatul nostru, undeva lângă un pom și îmi spune că acest pom este pur și simplu un elixir al vieții, un elixir al sănătății. Bineînțeles că l-am descusut. Despre ce este vorba, Ionuț? Desigur, eu am observat un mesteacăn. În această perioadă a anului, mai este foarte puțin și se termină luna aprilie, lună în care pomii intră în vegetație. Iar despre mestecin este cunoscut faptul că cam după la sfârșitul lunii martie, sfârșitul lunii aprilie, acești pomi chiar au o sevă despre care se spune că este apa zeilor și într-adevăr, după cum a spus și dumneavoastră, elixirul vieții. Conțin foarte multe minerale, foarte multe vitamine care sunt beneficii organismului și o recomand tuturor ca să caute acești pomi, să bea seva lor cu condiția să aibă grijă de ei și să astupe găurile făcute. Da, pentru că am observat și se vede și pe imaginile noastre surprinse. La un moment dat, acolo coborât la rădăcina mesteacănului, dând o găurică mică așa și cu milă, l-am văzut chiar cu milă, cu toate că era acea bormașină sau cu așa. Spunea într-una să nu rănim pomii. Să nu rănim pomii, dar... nu știu dacă ai observat, Iuliana, la un moment dat a văzut acea cracă tăiată din pom. L-am observat că i-au dat lacrimi. A rămas uimit, așa este, Ionuț? Da. Am observat bine, da? Da. A rămas uimit și chiar a exclamat, să-l mai rănesc și eu? Chiar așa a spus și am rămas foarte surprins, plăcut, cât iubește Ionuț natura. O să vă spunem la final ce gust a avut acea apă de mesteacăn. Nu vă spunem acum. A fost un moment foarte emoționant de-a dreptul pentru noi, pentru că, într-adevăr, Ionuț era foarte afectat de faptul că acel pom tânăr, așa spunea el, a mai fost odată cioplit și parcă nu îndrăznea, dar de dragul nostru cred că a făcut-o. Da, a zis să-l mai rănesc și eu. El, să vă spun, el a fost tăiat pentru a îndrepta trunchiul, dar curgea foarte multă sevă. Sevă care în perioada aceasta pentru el este crucială, pentru că se apropie perioada când intră în vegetație. Și din păcate, după cum toată lumea știe, sunt și foarte multe defrișări, pomii care înseamnă viață și care sunt atât de dătătoare de viață și care ne oferă foarte multe, după cum se poate vedea, de la un mesteacăn putem să luăm coaja lui, putem să-i bem seva, să ne
hidratăm și ne dă aerul care este vital vieții. Pentru că ai adus în discuție coaja, am văzut că ai luat-o și ai folosit-o la aprinsul focului. Da. Deci ne putem folosi de orice, de orice, da, din natură. Important este să o prețuim și să o apreciem. Ceva de mesteacăn este foarte bună pentru multe afecțiuni ale organismului. Ea poate fi recoltată doar în lunile de primăvară, adică de la sfârșitul lunii martie până la sfârșitul lunii aprilie, începutul mai, cu condiția ca temperaturile pe timp de zi să fie ridicate, iar noaptea să fie sub minus 0 grade. În momentul în care a început să se desfacă mugurii și să iasă frunzele, ceva de mesteacăn nu mai este bună. De ce? Pentru că își pierde proprietățile și nu mai are niciun efect. Mulți o colectează și o depozitează. Din ce spun specialiștii, se va își pierde foarte repede efectul în bidoane de plastic și mai ales după 24 de ore nu mai are niciun efect. Este bună pentru rinichi, este bună pentru tensiune, reglează tensiunea, pentru imunitate, stimulează imunitatea. De la mesteacă mai putem să-i luăm și coaja. După cum vedeți, ea se ia foarte ușor. Și poți aprinde foarte ușor, foarte lejer, cu o lejeritate foarte mare, se poate aprinde focul. Îl poți face chiar în condiții de umezeală ridicate. Așa că acești pomișori sunt, pot să spun, o binecuvântare când îi întâlnești pe drum. Din păcate, în zonele noastre sunt foarte puțini în zona Buzăului. Mesteacul nu poate fi întâlnit de la o altitudine de 600-700 de metri până la 950, până într-o 1000 de metri. După cum se poate observa, acest mesteacăn este tânăr. Și sfatul meu ca sfat, ca recomandare, să nu se colecteze mai mult de o jumătate de litru de la el ca să se poată reface. Altfel îl vom răni, se va usca, el nu va mai avea puterea să-i se ducă seva până în coroană și este păcat să se piardă, să-l distrugem. Ionut, ce faci tu aici? Voi încerca să recoltez puține sevă de mesteacăn, exact cum am zis, vreo 500 de mililitri, după care vom, după ce se va umple, vom astupa gaura ca să nu se, să nu prindă, cum se zic, diverse bacterii, musculițe care poate afecta sănătatea pomului. În mod normal, seva de mesteacăn se recoltează în recipiente de inox pentru ca să nu altereze proprietățile. Cum nu am, mă folosesc de ce am la mine. Ea se poate observa că această cracă a fost tăiată recent. Se vede cum picură cineva, cred că a încercat să colecteze seva și a rănit destul de mult pomul. Curăț acest băț ca să îl pot introduce aici în gaură, iar toată seva se va prelinge pe acest bețișor care automat va veni în sticlă. O voi putea consuma. Am dat o gaură mică ca să nu afectez pomul foarte mult. La urmă o să astupăm cu un alt băț, le introducem atât cât să nu intre, ce știu, musculițe sau praf sau care poate să îi afecteze fruntul. În cât timp se va umple acea sticlă, ai putea să-mi spui? În 3 ore, cam așa, 3-4 ore. Depinde și de pom, acum depinde de zona unde crește. Sticluța asta, să zic, cam în 4 se va umple. Se va curge. Am reușit să-i atașez această țeavă de plastic cu care se scurge în recipient. Așteptăm cât îmi fac treaba, aștept să se umple.
după care voi asupra gaura. Ești un om, așa te-am citit eu, un om meticulos, atent la detalii și foarte ordonat. Asta o să o vedeți dumneavoastră pe parcursul emisiunii și vă garantez că la final o să spuneți același lucru. Adrian, te-ai odihnit? Oarecum, oarecum. Noi am fost, dragilor, în spatele cadrelor pe care dumneavoastră le-ați văzut mai devreme. Am simțit pe viu. Ce n-am simțit noi a fost cât de rece a fost apa, Ionuț, în momentul în care a intrat în ea. Crede-mă, apa rece de izvor. Apa rece de izvor. Refrenul acesta l-am cântat pe tot parcursul călătoriei noastre prin Munții Buzăului. Așa, să spunem și picanteriile. În minutele ce urmează, dragilor, vă vom arăta un clip în care Ionuț ne va arăta cum este să traversezi un pârâu într-o zonă mai adâncă, într-o perioadă a anotimpului rece sau foarte rece. Eu am căutat să mergem într-un loc deosebit și frumos, dar unde putem face și pot spune ca un scenariu, cum a spus și dumneavoastră, ca în ideea în care un turist este rătăcit pe munte și zărește de la un anumit punct, de la o înălțime mai mare, zărește un sat, dorește să ajungă acolo, este nevoit cumva să traverseze acel râu. Nu găsește un podeț sau nu găsește o parte mai îngustă a râului unde sunt pietre și nu se intră în contact cu apa, iar el este nevoit să o traverseze. Dăm voie să le arătăm telespectatorilor noștri acest clipuleț și apoi vom discuta pe marginea lui. Cascadă, ne-am oprit la un pârâu pe care Ionuț îl știe și unde el se oprește de multe ori în drumețiile sale pentru a-și lua cea mai bună apă și cea mai pură apă din lume. Potrivit unor studii, România are cea mai pură apă din lume. Iată dovada. Am plecat din Varlam pe un drum forestier, însoțiți de tine ca și ghid. Te rugăm să ne spui unde am ajuns și ce vrei tu să ne arăți aici. Da, deci în primul rând eu am ales acest loc datorită frumuseții care ne înconjoară. Suntem la Cascada Secuiu, iar dacă tot suntem în acest loc, m-am gândit să creez o situație în care un turist este rătăcit pe munte, dintr-un anumit punct, să presupunem că a văzut o localitate și trebuie să ajungă acolo traversând această apă care este un pic mai adâncă. În eventualitatea în care nu ar găsi o altă cale de trecere, neavând un podeț, neavând o parte mai îngustă a râului prin care nu poate intra în contact cu apa, cam ce ar trebui parcurși pentru a evita hipotermia. Care sunt pașii? Da, în primul rând trebuie să ne gândim cum să ne protejăm hainele, pentru că ieșind din apă și stăm cu hainele ude pe noi, automat vom intra în hipotermie. Deci pentru acest lucru ori va trebui să ținem hainele în mână undeva deasupra apei. Dacă avem, de exemplu, un dry bag, un sac, o sacoșe chiar, care cred că cam orice turist îl are la el, astfel evităm cumva să le udăm, iar în al doilea rând va trebui să adunăm câteva lemne uscate pentru a face un foc, pentru a ne încălzi rapid și a intra în temperatura normală a corpului.
dacă totuși cineva pleacă la drumeție nepregătit, fără kit de prim ajutor, fără, nu știu, rucsac, pleacă pur și simplu nepregătit și nu are nici măcar un chibrit la el, ce soluție ai pentru asta? Dacă nu are nici amnar, dacă nu are nici chibrit, nu are nici brichetă, e mai greu atunci, e mai greu. De, poate dacă găsește cumva o salce, să se uite după o salce uscată, după crăci de salce, din care poate încerca să aprindă focul prin frecare. Un alt pas foarte important înainte de a intra în apă, atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară, este bine să ne aclimatizăm corpul cu temperatura apei și apoi să intrăm pentru a evita șocul termic care este. Partea buretoasă se aprinde foarte rapid de la mistul tei. Eu în cazul acesta o să îl aprind cu kitul de prim ajutor. Unei situații reale de supraviețuire, putem folosi aceste stânci ca adăpost. După cum putem observa, deasupra avem și un acoperiș. În acea parte, animalele sălbatice nu pot coborâ, suntem cumva protejați. Aici, dacă se face focul automat, căldura va radia în peretele stâncii, care se va încălzi și automat ne va încălzi și pe noi. De asemenea, aici este mult mai retras, după cum se poate observa. Tavanul este aproape drept. Avem atât pe stânga, cât pe dreapta și spatele sunt astupate. Ar fi mult mai bun decât partea aceasta.
La fel, căldura poate radia în tavan cât și în pereți, astfel vom fi încălziți din toate părțile. Să presupunem că o persoană a plecat cu un grup la munte, s-a rătăcit și este în acea situație. Înainte de a pleca la munte, ce trebuie să ia cu ea o persoană? Strictul necesar. Na, să urci pe munte cu un bagaj, iei și cățel și purcel, dar iartă-mă, nu poți. Deci trebuie să ai strictul necesar. Te rog să ne povestești despre trusa aceea de prim ajutor pe care noi am văzut-o la tine. Da. Desigur, sunt două tipuri de trasee ce se pot face, că unele care sunt mai scurte, altele care sunt mai de durata traseului montan. În cazul în care este un traseu montan mai scurt, de două zile, este bine să avem asupra noastră acest kit de prim ajutor de care dumneavoastră a spus. Să avem, de asemenea, după cum se poate vedea, și este foarte necesar, un spray anti-urs pentru animalele sălbatice, un amnar. În trusă, de asemenea, eu recomand să aveți întotdeauna la dumneavoastră o oglindă. În cazul în care vă rătăciți, se poate semnaliza cu ea, un chibrit sau o brichetă. De asemenea, să mai aveți asupra dumneavoastră o lanternă care poate fi utilizată pe timp de noapte, o lumânare care se poate aprinde pentru a face focul foarte rapid. Dacă se poate, băga și vată sau cânepă, coajă de mesteacăn, deci orice care se aprinde foarte repede ca material de combustie. Leucoplast, ață, acă pentru a se coase hainele în cazul în care se rup sau a proteja diferite obiecte. Acum trusele pot fi și cumpărate sau pot fi făcute chiar de către cei care călătoresc. Eu recomand să și le facă singuri. Sunt foarte ușor de făcut și sunt mult mai complete. În primul și în primul rând, scuză-mă, am învățat de la el că fie vară, fie iarnă, pe munte, trebuie să ai bocanci în picioare. Nu ca două persoane care le-am văzut pe acolo, cred că le-ai văzut, nu? Da. Erau un adidas și erau chiar cu tine, da. Hai că ne-am dat de văl, ce să mai... Noi am venit, dragii noștri telespectatori, ca la, aproape ca la mare, așa, mai... În adidas, training și ne-am dus să ne plimbăm la munte. Într-o zonă... Da. În zonele montane eu recomand tot timpul echipamentul adecvat, adică încălțămintea și îmbrăcămintea sunt foarte importante. După cum a spus, bocancii. Eu recomand să fie bocanci cu o talpă, cu talpa cu aderență foarte, foarte bună. Pentru că se poate merge pe zone stâncoase, să nu se alunece, ce altfel să ajungă la accidentări, să fie impermeabil. Automat, într-o oarecare măsură, ei trebuie să fie și flexibili. Dacă bocancii nu sunt impermeabili, se pot găsi în comerț diferite spray-uri sau creme cu care se poate face impermeabilizarea lor. Dar dacă este să ne luăm și după obiceiurile străvechi, sunt poate iubitori de natură care nu își permit să cumpere aceste lucruri. Ce pot face? Dacă au o cunoștință pe la țară sau dacă au pe cineva, pot lua seu de oaie, îl pot topi și da pe bocanci pentru a-i face impermeabil. Cred că așa făceau bunicii noștri. Da. Cred că așa se făceau. Existau produsele acestea. Vom merge mai departe, dragilor, și în continuare vom arăta ceva mai amuzant, ce este drept. Vă vom arăta cu noi niște orășeni îmbrăcați în tenis, hai Adidas. Am încercat să urcăm la cota 1400 la începutul primăverii. Și vă vom arăta și cum nu am reușit. Dar a rămas promisiunea ca la vară, Adrian,
trebuie să spunem să ne la vară, în papuci de sculță, ajung la o cotă 1400. I-am făcut o promisiune lui Ionuț, nu? Așa este, Ionuț? Desigur, și promisiunea a dată... Datorie curată. Datorie curată. Exact. Haideți să vedem clipul. Ce ai găsit, Ionuț? Aceasta este o urmă proaspătă și aceasta este proaspătă, se vede zăpada de urs. Este vorba de un pui. Nu este destul de mare. Ursoaica, după cum se poate vedea aici, ar avea undeva la 3 ani de zile, după mărime. Aici se pot observa și ghearele, în această parte mai bine. Aici se pot observa și ghearele. Uitați urma de pui, cum a mers după, în spate, ca se vede. În față este urma de la ursoaică, iar aici în spate este de la pui. Zăpada, după cum se poate observa, este foarte mare, iar turiștii care vor să viziteze locul ar trebui să mai aștepte până se va topi zăpada, iar apoi poate fi vizitat. Ce trebuie să facem ca să ne facem simțită prezența? Trebuie să strigăm, să cântăm, eventual să fluierăm. Dragilor, aceasta a fost incursiunea noastră prin Munții Buzăului. Natura ne oferă atâta puritate și sinceritate, încât noi, oamenii, trebuie să o apreciem. Ionuț, mulțumim frumos pentru că ne-ai fost ghid. Din păcate, noi nu am reușit să ajungem acolo unde ne-am propus. Asta pentru că nu am avut echipamentul adecvat și pentru că nu ne așteptam ca în luna aprilie zăpada să fie atât de mare. Eu nu te rog frumos să ne spui unde ne vedeam noi totuși să ajungem. Da. Și tu ai fi ajuns fără noi, e drept. La Monumentul Frăției Neamului Românesc, punctul de întâlnire al celor trei provincii dintre Transilvania, Moldova și Țara Românească, este un punct de reper istoric pe două etaje. De acolo privirea este absolut minunată, încântătoare. Platoul alpin ne oferă această priveliște, pentru că nu este nimic în jur, se văd toate culmile munților de jur împrejur. Dar din păcate, după cum a spus, rămâne ca o datorie să mai venim încă o dată, când se va topi zăpada sau când va fi accesibil drumul. Acest lucru vreau să spun și eu, rămâne ca o datorie. Ne dorim pe viitor o continuare a acestei experiențe. Așadar, dragilor, ați văzut doi orășeni, repet, în Adidas, mergând pe un drum forestier, cu zăpada până aproape de genunchi. Ionuț, vrem să spunem, adică Ionuț ne-a atenționat și ne-a spus, măi, oameni buni, acolo nu-i de voi. Măi, oameni buni, mai slăbiți puțin. Nu asta a spus Ionuț. Ionuț,
Ai fost foarte dezamăgit, îmi pare foarte rău, nu vreau să insist pe acest subiect, doar că, într-adevăr, rămâne promisiunea ca în vară să mergem. Unde trebuia să ajungem noi? Da, noi trebuia să ajungem în golul alpin, de lângă vârful Giurgiu, unde vedeam monumentul Frăției Neamului Românesc, unde se întâlnesc cele trei provincii, Transilvania, Moldova și Țara Românească. Un monument important și unic în țară, din câte știu. Da, desigur. Ce m-a uimit la el, știe și istorie chiar. Este foarte, foarte inteligent. Știe foarte multe lucruri din foarte multe sectoare. Haideți să nu mai periem puțin și să-l întrebăm despre urmele acelea mari de urs. Da, după cum s-a putut observa, sunt nu numai urme de urs acolo, sunt și urme de căprioară și urme de mistreț. După cum se știe, în ținutul nostru, în munții Penteleu, sunt și râși. Și chiar la un moment dat v-am arătat urmă de râs. Am văzut, sunt filmate. Pe timp de zi, animalele tind să se ferească, nu prea se arată, nu prea ies, mai ales pe drumurile forestiere unde am fost și noi. Mai mult noaptea, dar nu se știe niciodată, așa că noi ar trebui să fim un pic precauți, să înlăturăm toate pericolele. Adrian, de ce făceai ca Tarzan pe acel drum? Poți să-mi explici? Îl întrebăm pe Ionuț. Deci, noi dacă mergeam de unii singuri la munte, cred că mergeam în liniște să nu deranjăm animalele sălbatice. În schimb, Ionuț ne-a contrazis. Și tot pe el o să las să explice și telespectatorilor noștri de ce trebuie să facem gălăgie în pădure. Da, este știut faptul, este cunoscut faptul că animalele sălbatice nu este bine să le luăm în surprindere și să cumva să le atenționăm, să atenționăm animalele că noi suntem în zonă, cântând, fluierând, strigând, dar nu să exagerăm cu strigatul, folosind un fluier, astfel ele aud aceste zgomote și se îndepărtează. Am încercat să ne învețe un cântec în franceză, nu am reușit să prindem, dar o să-l învățăm la vară. Eu aveam sentimentul că sunt de sărbători cu, și venea cineva în urmea mea cu colindul la acela capra, știi? Ța, 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 căpriță, ța. Da, având un clopoțel prins de pantalon, pentru... Acum, mai în glumă, mai în serios, acesta este o metodă de a ne proteja. Noi am fost într-o zonă foarte periculoasă, cum se numea în tradiția, în zona locală. Cum se numește acea zonă, Ionuț? Și stai de că ce? Spun eu, că am învățat și am ținut minte. Ursărie? Nu. Dar cum? Așa îi spun lucrătorii forestieri. Eu am mai fost în acea zonă. Ceva... Eu am mai fost în acea zonă și la un moment dat m-am întâlnit cu niște muncitori. Este bine, dacă mai întâlnim și un pădurar, chiar să cerem informații, pentru că nu este nimic jenant în asta, nu este nimic să, din care omul să se facă de râs și este bine să ceară informații. La care muncitorul mi-a zis, Dumnezeule, ce caos tu acolo în ursăria aceea? Iar eu v-am povestit acest lucru. Într-adevăr, sunt foarte multe animale sălbatice acolo în acea zonă. De aceea pasul nostru către întoarcere a fost mult mai rapid, cel puțin mie așa mi s-a părut. Bine, eram cu un ochi în spate întotdeauna, chiar și pe laterale, eram învățați, uitați-vă în desișuri, pentru că și de acolo poate apăra un râs și nu mai râdeam noi, Iuliana, cât am râs pe tot drumul. Adrenalină, pentru... adrenalină, da, nu altceva. Ionuț, vai, ce vă amuzați voi, dar dacă o să apară ursul... Dacă îmi permiteți, vă rog, aș face o mică paranteză aici. Este un sfat pentru toți turiștii, pentru toți drumeții să se uite bine unde sunt desișuri, unde nu se poate vedea. Este cunoscut faptul că acolo se mai pot ascunde animale și să ne focalizăm un pic atenția către acea zonă. Și da, e un loc propice unde un animal se poate ascunde. Ionuț, aș vrea să te întreb, care este perioada din an cea mai propice pentru a urca pe munte? Din câte am înțeles eu de la tine în mica noastră drumeție,
această perioadă nu prea este. Pentru cei mai amatori, pentru cei profesioniști, probabil că este. Dar... Perioada verii eu cred că este cea mai ok pentru toată lumea. Acum sunt și turiști care iubesc hiking-ul și nu țin cont de perioada anului. Se poate face noi. Dar pentru ceilalți care doar să privească un monument, să vadă un anumit loc turistic, i-a sfătuit să meargă vara. Acum, Adrian, faptul că noi am reușit în Adidas și pe timpul iernii să ajungem la cota 1250, zic bine? Da. Aproape chiar așa. Am fost eroi. Eu mă simt un erou, vă spun drept. Exact. Așadar, dragilor, aceasta a fost prima parte a emisiunii noastre. În cea de-a doua parte vă așteptăm în platoul nostru, alături de Ionuț, unde vă vom îmbia cu un festin delicios. Așteptați să vedeți în continuare ce va fi. Și vă voi povesti cum, la vârsta de 8 ani, eu am dormit o noapte în pădure, vrând, nevrând. Ionuț îmi va spune dacă am procedat bine prin reacțiile mele. Și, de asemenea, tot Ionuț ne va spune cum a fost la cota 1700 și ceva pe vârful Penteleu. Am revenit, dragilor, în studioul TV Buzău. Alături de noi este Ionuț, aventurierul nostru buzoian. Adrian, a fost obositor pe munte? Mai pot să spun că a fost obositor, dar nu am simțit la câte lucruri am învățat, ce am văzut. Și aventura pe care am trăit-o, am plutit așa oarecum și n-am băgat de seamă cu oboseala. Ce să spun? Mai ales după ce am mâncat, bine. Imediat vorbim și despre acel festin delicios pe care ne l-a pregătit Ionuț. Însă am rămas cu o datorie la dumneavoastră. Aș vrea ca Ionuț să ne povestească la ce folosește acel spray pe care l-a adus și este la noi pe masă. Da, acest spray poate fi cumpărat de pe site-urile de profil, de la magazinele de vânătoare. Este un spray pe care
Eu recomand să-l ai toți turiștii. Este un spray anti-urs pentru întâlnirile neprevăzute care pot fi în cazul întâlnirii cu un câine de la stână, cu un urs, cu... Deci să avem totuși o minimă protecție. Ai apucat să-l folosești? Din păcate, da. Din păcate, da. S-a întâmplat aproape de vârful Penteleu, la stația meteorologică. Am ajuns acolo și știind că sunt oamenii de care sunt de serviciu, am început să strig la ei să deschidă. Cumva acolo era și un câine de stână. Cred că era un ciobănesc carpatin, femelă, cu un pui, care puiul era pe afară, se juca în zăpadă. Deci periculos. Da, și a ieșit, era la distanță, să spun, de un metru și jumătate de mine. Eu l-am auzit venind lătrând înspre mine și atunci am scos repede spray-ul și l-am folosit. Nu am pățit nimic, s-a întors înapoi în casă și acolo a rămas. Deci este foarte bun și își face efectul chiar foarte bine. Așadar, acesta nu trebuie să lipsească din trusa de prim ajutor, consider eu. Nu este din trusa de prim ajutor, este din echipamentul care trebuie să facă parte și nu ar trebui să lipsească. Nu ar trebui să lipsească. Întotdeauna să fie la îndemână, să se scoată rapid din tocul în care este ținut sau din... Dacă te-aș ruga să mi-l lași mie pe acesta, pentru că până acasă să știi că dau peste mulți câini aici în oraș. Ți l-aș lăsa cu mare drag. Dar am foarte mare nevoie de el, mai ales că eu cam o dată la 2-3 săptămâni ies pe munte și îmi este necesar. Aici nu avem ciobănești, numai maidanezi. Ok. Ne-am întors, dragilor, la Cascada Secuiu, băieții, nu? Da. Acolo, în timp ce noi filmam priveliștea deosebită, Ionuț a început să adune pietre. Iar noi, bineînțeles, că ne-am întrebat ce face Ionuț cu pietrele, că ne dădea cu virgulă. Și... ne spune, păi facem o friptură. Bun, unde-i grătarul? Păi nu, fără grătar. Păi cum fără grătar? Friptură fără grătar, Doamne iartă-mă. Ionuț, explică-ne și nouă. De fapt, nu trebuie să ne explici nouă, ci de fapt telespectatorilor noștri, cum ne-ai făcut tu friptura fără grătar. Da. Asta după ce vor urmări clipul. Aventura pe munte, Ionuț ne-a pregătit o surpriză. Ne invită la o friptură făcută pe piatră. Așteptăm și noi să vedem ce va ieși. Ionuț, ce vrei tu să faci aici? Ce ne pregătești? Aici voi face o mică vatră unde voi face focul ca timpul să nu ducă ziarul, să ia foc. Eu totuși recomand să nu se facă focul în pădure. Dacă situația nu o prevede. Nu ați văzut piatea mai micuțe? De mișoare, ca te-ar greu. Ionuț, te rog să ne explici ce fel de piatră, orice fel de piatră
folosești? Pietrele sau? Cele calcarate, nu toate pietrele sunt bune, cele calcarate la temperatură înaltă se sparg și riscă să te rănească, să sară vreun ciob, să sară, să te rănească. Lespezele de râu sunt foarte bune, rezistă la temperatură, iar carnea va fi foarte delicioasă. O să vedem? Ne pregătești, Ionuț, aici un adevărat deliciu, festin, nu știu cum să-l numesc. Festin culinar. Din aici am făcut un fel de tocană din legume, carne, șuncă, cârnați, carne de porc. Avem și un măr să-l punem la copt. După cum se vede, avem pâine la prăjit, ceai din rămurele de pin. Și așteptăm să se facă, să mâncăm cu poftă, cu plăcere. Ați văzut ce festin delicios, natural, nu știu cât a fost de sănătos pentru dieta mea, dar asta rămâne pentru o altă discuție. Eu nu-ți mulțumim frumos, noi nu ne așteptam la acest gest din partea ta și trebuie să recunoaștem că ne era și foame, pentru că încercarea noastră de a ajunge la... După atât a urcat pe, exact, pe munte, sus și prin zăpadă, era normal să ne... fie foame. Povestește-ne despre modul în care tu ne-ai pregătit acel grătar, dacă pot să-i spun așa. Da, în primul rând eu, înainte de a prezenta această modalitate, aș ține să atrag atenția turiștilor asupra faptului că nu este bine să facem focul pe munte, doar dacă întâlnim zone amenajate pentru a face un foc. Și de asemenea, dar dacă suntem într-o situație reală de supraviețuire. Având în vedere că noi eram într-un loc foarte protejat, era nisipos, nu erau lemne uscate prin prejur, lângă noi era râul, înainte de a face un foc trebuie să ne gândim cumva totuși la o protecție, la o minimă protecție, pentru că vântul bate, sunt curenți de aer care pot lua jarul, pot duce în pădure și atunci poate izbucni un incendiu care... din câte se știe, se stinge foarte, foarte greu. Această temă, deci sunt cam două tipuri de pietre. Eu am căutat pietrele mai mari pentru a face această vatră până aprinde focul. Iar apoi, după ce l-am aprins, am folosit niște lespezi de râu care rezistă foarte bine la temperatură înaltă. Da, deci nu toate pietrele sunt bune pentru acest grătar. Așa este, nu toate pietrele sunt bune, se știe că pietrele care sunt nisipoase, cum s-au încălzit un pic, încep să crape. Primul rând să avea atenție deosebită la acest tip de pietre, la lespezele de râu. Sunt bune cele care nu au fisuri pe ele, cele care sunt plate și la o simplă atingere se poate da seama dacă este o piatră calcaroasă, dacă este nisipoasă, aceea se va crăpa. Și automat poate duce la răni. Și să știi că... eu nu recomand această metodă, totuși, la cei... Iuliana, ca să învățăm așa dintr-o lecție, cred că dacă ne-am duce iar așa singuri, tot n-am ști ce pietre să alegem. Trebuie să ne mai inviți la grătar, să știi. Desigur. De data aceasta o să venim noi cu friptura, da? Da. Tu pregătește grătarul, că... Desigur. Cu mare drag. Un adevărat festin ne-a oferit Ionuț și adevărate lecții de a ne adapta unei situații. Să presupunem că pleci cu familia și tu îți grătarul în curte. Deci poți face, te poți simți bine, poți face acea friptură, nu? Da, desigur, de ce nu? Putem folosi ce avem în natură, se pot găsi pietre care îndeplinesc aceste condiții.
și ne putem petrece timpul în natură foarte plăcut. Și bine să spunem că nu am avut numai carne pe, da? Nu am spus chestiile astea. Am avut și din natură niște chestii pe jar acolo, pe pietre. Da, așa este. Da, am făcut un ceai, spunem. Un ceai de pin. Ceaiul de pin este cunoscut că având substanțe benefice, este bun pentru tractul respirator, mai ales mugurii de pin. Ați văzut că este un gust ușor înțepător, acrișor chiar, iar acesta este foarte bun revitalizant, bun tonic. Și foarte aromat. Și foarte aromat. Foarte aromat, deci foarte aromat. Mi-a rămas gustul lui. Deci ne putem folosi de tot ce ne oferă natura și încă o dată. Iată dovada. Și să știi că sunt supărat pe tine. Am băut tot ceaiul. Nu, ceaiul. Am avut și un desert, dar l-ai luat numai tu. L-am acasă. Nu ne-ai dat. Un măr copt, poate nu vă facem poftă, un măr copt, da, a fost bun. Ți-am spus că sunt la dietă și că eu am mâncat numai mărul copt. Eu. Da, nicio problemă, o să vă arăt eu imaginile cum am mâncat numai mărul. Ionuț, tu ai adus cu tine, de fapt noi te-am rugat să aduci cu tine, nu puteai să aduci tot echipamentul cu care tu urci pe munte, însă ai adus niște lucruri importante. Și aș vrea să-mi explici, te rog frumos, ce este acea ciupercă, pălărioară? Pentru mine este ca o pălărioară. Și da. Ce este lângă ea? În primul să încep cu această ciupercă. Această ciupercă, eu îi spun, îi se mai spune... Ia-o, te rog, în mână. Copita calului. De ce îi se spune copita calului? Pentru că are acest Într-adevăr, format. Într-adevăr, așa este. Pentru că are acest acum format. Văd mai bine. Eu le culeg după unde mă duc, când le văd mai au una, două ciuperci să le am. Sunt foarte bune pentru a prins focul, ca iască. Se poate tăia pe jumătate sau, de ce nu, dacă nu suntem într-un loc care nu este tocmai bun pentru a campa, putem lua focul și transporta în altă parte, făcându-i un capac. Se va pune jarul la jumătatea lui, iar acesta poate, lor poate ține ore întregi fără niciun fel de probleme. Unde pot găsi drumeții aceste ciuperci? Pe... Lângă pomi? Nu, pe trunchiurile pomilor care sunt astea. Acestea sunt ciuperci care afectează în general sănătatea pomilor. Pe fag, deci se pot găsi și la munte, chiar se pot găsi numai la câmpie, în pădurile de foioase. Sunt dăunătoare pomilor, dar folositoare oamenilor. Desigur. Celălalt obiect, te rog frumos. Acesta este un cuțit de supraviețuire. Aș spune tactic. L-ai tot folosit acest cuțit pe tot parcursul înregistrării noastre. L-ai folosit când ai aprins focul, l-ai folosit când ai tăiat carnea, l-ai folosit, îl țineai în mână și când era să era prins cursul. De mână, da. Desigur. Adică fără el tu nu ai plecat și nu ai făcut nimic. Îl recomanzi într-o sa celor care vor să plece la munte? Nu, în echipamentul personal trebuie să existe. Dacă... De exemplu, kitul de prim ajutor prinde umiditate, nu mai e cu ce aprinde focul, acesta chiar dacă este udă la proți, aprinde cu lejeritate, pentru că este compus dintr-o bară de magneziu, după cum puteți vedea. Da. În capăt are chiar și un mic fluier cu care se poate semnaliza dacă ești rătăcit pe munte și vrei să atragi atenția cuiva. Iar acest cuțit... pe această parte. Este un metal tratat, este foarte dur. Pe această parte se poate răzui bara de magneziu și scăpăra cu el. Foarte, foarte interesant. Deci nu trebuie să lipsească din bagajul celor care sunt pătimiți de munte și de drumeții. Ionuț, am observat un lucru foarte interesant în momentul în care am plecat cu tine la drum. Ești foarte meticulos, ești foarte chițibușar.
atent la detalii. Ai lăsat în urma ta și ați văzut și dumneavoastră în filmarea pe care v-am prezentat-o înainte, ai lăsat în urma ta ordine. Desigur. Ai lăsat lună. Asta din respect pentru natură. Exact. Trebuie, cu toți trebuie să iubim, să protejăm, să respectăm natura, dar și în ideea în care ne vom întoarce cu plăcere de fiecare dată în acele locuri și alții să se poată bucura, să nu ne îngropăm în maldere de gunoaie, să nu lăsăm în urma noastră mizerie și să curățăm locul. Leave no trace, se mai putem spune, a nu lăsa nicio urmă. Ți mulțumim frumos pentru sfaturile tale. Eu aș vrea să ți spun un lucru. Când aveam 8 ani, din dorința mea de a visătoare, copil visător, de a culege flori și de a-i le oferi mamei, m-am rătăcit în pădurea din spatele casei mele. Am luat-o pe un drum greșit și m-am dus până la nu știu câte sate distanță. Am dormit o noapte în pădure și iată-mă că acum sunt la aproape 40 de ani lângă tine. Am discutat cu tine când am intrat, te-am sunat, când am intrat în legătură cu tine, mă emoționez când vorbesc despre asta. Am discutat cu tine și mi-ai spus că am reacționat și am acționat foarte bine pentru acea vârstă, la 8 ani. Era în februarie, deci era un anotimp rece. Aș vrea să dai un sfat, poate cine știe, un adult, poate nu un copil, va vedea această filmare și va trece, astea sunt căile Domnului, nu știi unde te duce viața, va trece prin aceeași situație. Nu ajung rugăciunile părinților, nu ajung căutările din două sate, ale oamenilor din două sate, nu ajung polițiștii, nu ajung. Dacă copilul nu are un minim, o bază, sau adultul, o bază, ce trebuie să facă în momentul în care se întâmplă să mă pierd într-o pădure? Da, cu toții în copilărie cred că am adunat flori să le oferim mamelor noastre. Din păcate, am chiar luna trecută, dacă nu mă înșel, am observat și pe paginile de socializare cazul unor tineri care s-au rătăcit, ca și dumneavoastră, s-au rătăcit pe munte noaptea. Au rămas fără baterie, nu mai cunoșteau drumul de întoarcere. Am văzut foarte multe comentarii haioase pe tema lor. Eu cred că și dumneavoastră, ca și ați procedat foarte bine. Noaptea noi nu trebuie să călătorim pe munte. Dacă nu avem lumină, nu vă voi spune acum cum ați fi putut face lumină, dar să rămânem într-un loc. Ceea ce ar putea face alții turiști la lăsarea întunericului, să găsească un loc unde să se adăpostească, cum ați făcut și dumneavoastră. Izolația termică, acum ce se poate găsi în prejur? Eu ce știu, rămurele de la un brad se pot îndesa pe sub haine, creând astfel o barieră protectoare între corp și exterior. Se formează ca o pungă de aer care rămâne caldă. Așternut din crengi de bradă, putem asta să stăm... Asta vreau să spun, asta am făcut. Eu mi-am adunat niște frunze, am căutat cel mai gros pom din pădure și am adunat frunzele uscate, pentru că erau înghețate de desubt, le-am adunat copil mic fiind, m-am băgat în ele și nu m-am mai mișcat până nu s-a făcut dimineață. Ați procedat foarte bine, da. Mulțumesc. Este bine de știut că în astfel de cazuri primul lucru care îl poți face când nu cunoaște un traseu sau pur și simplu te-ai dezorientat, cobori de la altitudine unde automat este mult mai frig, primul izvor, primul râu care se întâlnește, să îl urmăm, este indicat să îl urmăm, sau un drum forestier, o potecă, aici
problema este relativă, pentru că potecile animalelor poate fi confundate foarte ușor cu potecile care, pe care umblă cei care fac hiking. Nu prea o recomand în acest caz, dar un drum forestier, dacă îl întâlnim, e bine să-l urmăm, un izvor, pentru că toate izvoarele și toate pârâurile duc la un râu mai mare, iar se știe că pe marginea lor cam toate așezările omenești, toate așezările, toate satele sunt pe lângă râuri. De astfel salvăm, ne vom salva. Ca să termin și povestea mea, pentru că a avut un final fericit odată ce sunt aici cu voi, am mintea mea de copil, probabil că Dumnezeu, pentru că repetam Tatăl nostru într-una, m-a dus mintea mea, mi-a spus să caut un drum, pentru că nu găseam un izvor, găseam numai lacuri. Și am căutat un drum. M-am gândit eu, la fel ca așa cum ai spus tu, că găsind un drum și mergând pe el, voi ajunge cu siguranță într-un sat. Bine, în mintea mea de atunci credeam că voi ajunge în satul meu, dar am ajuns la kilometri distanță foarte mulți. Aș face o mică paranteză, dacă îmi permiteți. Înainte, pe timpuri, lumea călătorea cu carul, cu boi, pe cal, astfel evitând traseele foarte lungi, scurtându-le prin munți. E, cum ați spus și dumneavoastră, ați plecat din punctul A și ați ajuns în punctul C, nemai ajungând înapoi, deci la o distanță foarte, foarte mare. Pe munte toate lucrurile sunt aproape identice și astfel poți ajunge în locuri foarte îndepărtate. Aș vrea să trec la următorul subiect. Destul despre mine, nu-mi place niciodată să vorbesc prea mult despre mine. Tu ai plecat pe un drum și ai ajuns în vârful lui, adică vârful Penteleu. Vom urmări în minutele ce urmează cum a ajuns Ionuț, cum s-a filmat el singur pe vârful Penteleu. Masivul Penteleu, masivul Podul Calului, sunt munți ce sunt cunoscuți ca fiind cu păduri virgine, păduri care adăpostesc urci, lupi, râși, cerbi. Iar de aici voi începe și eu urcușul pe traseul marcat cu bandă roșie. Eu sper să nu mă întâlnesc cu niciun Moș Martin. Am ajuns și pe vârful Penteleu. Mai am câțiva metri. Tricolorul României. Îmi pare rău că nu am putut să-l pun aici. Am ajuns și la observator. Am ajuns și pe vârful Penteleu. Mai am câțiva metri. Tricolorul României. Îmi pare rău că nu să-l pun aici, pentru că este ghețat. De înaintașii noștri. Ați văzut, dragilor, ce vânt și ce viscul era pe vârful lui Penteleu, dar ce mândru era Ionuț al nostru că a ajuns acolo. Da, așa este. M-am bucurat foarte mult că am reușit să ajung pe vârful Penteleu, pentru că îmi doream. Din câte se știe, este la o altitudine de 1772 de metri. Nu este cel mai înalt din țară, dar este cel mai înalt din județul Buzău. Iar eu mă simt mândru că fac parte din acest județ. Am promis telespectatorilor noștri că la finalul ediției de astăzi le vom spune ce gust are seva de mesteacăn. Ce gust are?
Pot să spun că o apă puțin dulce mi s-a părut, da? Chiar ne-am revenit așa puțin după acel păhărel cu sevă și mai ales auzind că are și efecte terapeutice, așteptăm să vedem. Am observat un lucru, Ionuț. După ce ai luat sticla cu elixirul vieții, da, să vorbesc mai poetic, ai făcut un gest de care dovedește un mare respect, încă o dată, un mare respect al tău pentru natură. O să luăm de aici sticluța, o să asupăm gaura, ca să nu lăsăm rană în pom. Să se poată reface, ca la anul să putem să-l folosim înapoi. Să mai adunăm. În mod normal aici se bagă ceară. Dacă nu avem ceară, un bețișor, cât să ascupăm să nu intre praf acolo, mizerie, gâze, ca să se poată închide rana. Pur și simplu îi băgăm un cep, se ascupă bine după aia. Pomul se va reface. Cât s-a strâns? Cam 250 de mililitri în 6-7 ore. Da, după ce colectăm această sevă de mesteacăn, este bine să astupăm gaura pomului cu ceară. Dacă nu avem ceară, să-i punem ca un ca un cep de la o ramură de o rămurică. O rămurică de pom, și da. Astupăm gaura ca să nu intre acolo praful, să nu intre alte gângănii ce pot afecta. Exact. Infecteze, exact. Da. Și astfel la anul îl vom putea folosi fără să se usuce, putem consuma iarăși și se va lua. Trebuie să spunem telespectatorilor noștri că Ionuț are un canal de YouTube unde își prezintă toate drumețiile lui și le explică detaliat. Te rog să ne spui tu cum se numește. Ionuț Aventură în Natură. Ok. Vă invităm pe canalul lui și vă garantăm că o să vedeți munții noștri buzoieni într-o ipostază foarte plăcută. Aș vrea să menționez acum, la finalul ediției, încă un aspect. Pe drumul către vârful muntelui am întâlnit alți munți, munți de lemne tăiate. Acolo nu ne-a plăcut priveliștea și Ionuț este și el foarte dezamăgit. Da, așa este. Îți lasă un gust amar această priveliște. Din păcate, tăind acești pomi, practic, noi uităm că respirăm aerul munților, aer exact. Pe care nu-l vom mai avea. Și din păcate, nu vom mai avea nici ce să lăsăm copiilor noștri. Ne întrebăm atunci de ce există alunecări de teren. Ne întrebăm de ce animalele pădurii ne invadează gospodăriile. Bine, majoritatea gospodăriilor din zona de munte. Ar trebui să ne punem un semn de întrebare și să mergem să plantăm pomi. Asta este soluția mea. Tu ce spui, Ionuț? Soluția este ca toți să avem grijă de natură, cu toții suntem responsabili de ea. Să lăsăm un pic egoismul la o parte, a spune în primul rând. Să lăsăm lașitatea. Cu toții putem contribui pentru o viață mai bună și sănătoasă. Ai un mesaj pentru telespectatorii noștri.
Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această călătorie frumoasă, unde ne-am simțit, sper că ne-am simțit bine. Cu siguranță. Și pentru faptul că m-ați invitat la dumneavoastră în misiune, vă mulțumesc. Da, a fost o plăcere, chiar pot să spun și o onoare pentru noi să te cunoaștem, Ionuț. Ne-ai învățat multe lucruri frumoase și apropo de ținutul de bază Iuliana, făcând grătarul acolo, am fost vizitați de către doi turiști, da, să îi amintim și pe ei, care erau a doua oară în ținutul nostru, da? Veneau din Covazna. Din Harghita, Covazna, da. Da, dacă așa. Și foarte încântați. Încântați de ținuturile noastre. Sperăm din suflet că am reușit și că fiecare dintre cei care ne urmăresc va dobândi un bagaj de cunoștințe în plus față de cel pe care îl are cu privire la o drumeție montană. Dacă doriți să aflați mai multe despre ceea ce face Ionuț, vă invităm pe canalul lui. De asemenea, emisiunea noastră va fi în reluare sâmbătă și duminică la ora 17 pe postul de televiziune TV Buzău. Adrian, data viitoare, eu și colegul meu Adrian promitem că ne vom echipa corespunzător și vom ajunge la cota 1400. Cu siguranță. Da? Chiar îmi doresc să ajung. Iar în încheiere aș spune așa: munții noștri aur poartă, iar noi cerșim din poartă în poartă. Vă mulțumim frumos!